În cartea 2 Samuel, de la capitolul 24, primul verset, Scriptura spune așa: Domnul s-a prins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. În textul paralel, care îl găsim în cartea Cronicilor, primul verset din capitolul 21, spune așa: Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a țățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Subiectul de astăzi, pe care îl inițiez, este de unde vine suferința. Și am citit aceste două texte aparent contradictorii, în care vedem pe Domnul la lucru în relatarea de Samuel și vedem în relatarea de Cronici că este Satana prezent acolo. De unde vine suferința? Exemplul pe care l-ai dat din cele două texte paralele din Împărați și Cronici, nu vorbesc neapărat de originea suferinței. Astea mai degrabă vorbesc despre experiența lui David și vorbesc despre suveranitatea lui Dumnezeu până la urmă în relație cu tot ceea ce se întâmplă. Dacă am fi să vorbim de unde vine suferința, ar trebui să mergem undeva la începuturile ei și răspunsul meu ar fi, așa pe scurt, suferința ne-a făcut-o singuri. Nu vine nici de la Dumnezeu, nici de la diavol, ci noi am ales-o. Mă, că diavolul ne-a păcălit, e altă poveste. Deci indirect de acolo ni se trage. Și ți-ar propune să ne uităm puțin la câteva lucruri în Geneza, capitolul 3, și să ne uităm împreună așa la câteva lucruri. De la capitolul 3, de la versetul 1. Și să încercăm aici să ne uităm, să observăm care sunt lucrurile care vorbesc despre subiectul care l-ai propus. Aici este relatat chiar la început prezența șarpelui ca fiind o ființă șireată și care intră în dialog cu femeia. El zice: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Aici pune la îndoială ceva șarpele, ce anume? Dacă Dumnezeu a zis cu adevărat, dacă a interzis. Aha. Și Dumnezeu zisese, nu? Da. Adică este o interdicție pe care a pus-o Dumnezeu omului, ființă creată de Dumnezeu, și ca să rămână în starea aceea fără suferință, i-a pus o interdicție. Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre pomul rodului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Care era o consecință a călcării interdicției? Moartea. E plăcută? Nu. E suferință? Păi. Mare. Moartea este, de fapt, punctul culminat al suferinței, dacă ne gândim la trup. Dar dacă ne gândim la suflet, e la fel? Nu. Ai că e la fel. Adică există și o moarte spirituală. Aha. Deci ăla e punctul culminant oricum ar fi. Fie că e vorba de trup, fie că e vorba de omul nostru interior. Cum observai în episodul trecut, când ai adus discuție citatul acela în care spuneai să nu ne temem de cei care ucid trupul, care produc o suferință trupului, ci să ne temem de acela care poate ucide trupul, dar poate pierde și sufletul în ghienă, adică să producă o suferință veșnică sufletului nostru. Deci până aici femeia e conștientă că încălcarea poruncii, a interdicției, înseamnă moarte, asta a spus Dumnezeu. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor închide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binelui și răul, binele și răul. Acum, ce se întâmplă în continuare?
Ce a făcut femeia? A văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Și în consecință? Lua deci din rodul lui și a mâncat. Și? Apoi a dat și bărbatului ei, aha, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Deci ca un ajutor a bărbatului, a venit și și-a luat rolul în serios, dar într-un mod negativ, a acționat și i-a dat și lui. Aici este, de fapt, încălcarea interdicției. A? A luat și a mâncat. A dat bărbatului ei și a mâncat și el. Amândoi, prin aceasta, ce au făcut? În privința suferinței în care erau protejați de fapt de interdicția care i-a dat. Și au cauzat suferință. Aha. Adică mergând pe ceea ce, ascultând de vocea diavolului, au ieșit de sub protecția lui Dumnezeu în ce privește paza de suferință. Au ales calea suferinței. Haideți să vedem în continuare. Suferința este o consecință a ce? Este o consecință a păcatului, da? Și neascultarea de Dumnezeu nu-i păcat, nu? Dacă ne uităm din versetul 7, care sunt lucrurile care de vedem aici în 7, în 8, în 10? Care sunt lucrurile care descriu această stare de suferință care deja există acolo, imediat după călcarea interdicției? Au cunoscut că erau goi. Cunoscut că erau goi și să fii gol este o suferință, chiar dacă nu e vorba numai de trupul ăsta că nu e îmbrăcat. Da. O goliciune a interiorului, uh-huh, și o suferință a omului dinăuntru. Și faptul că s-au ascuns. S-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu. Înainte nu aveau nevoie să facă asta. Și asta e o suferință, să te ascunzi de Dumnezeu. Și când Domnul îi întreabă unde ești, îl întreabă pe Adam. Care sunt explicațiile? Frică. A fost frică. Frica e o suferință. Pentru că eram gol. Și m-am ascuns. M-am ascuns. Este izolarea suferință. Da. Noi suntem creați pentru relații. Și urmează și vorbește mai departe Domnul. Și la întrebarea... Dar haideți să trecem puțin, mergem puțin mai în jos la versetul 17. Dacă vrei să-l citești până când beau niște apă. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă s-a scos rana din el în toate zilele vieții tale. Observi suferința. Multă trudă. Pământul e blestemat. Ce ai făcut tu, ce ai ales tu. Astea sunt consecințele. De aici vine, din alegerea ta, toată condiția ta umană. Și femeii îi spune că va mări mult suferința și însărcinarea ei. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține pe bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Da. Și este deșertăciune aici. Cu multă trudă s-a scos hrana din el în toate zilele vieții tale. Deci suferința te acompaniază. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea după ce ai terminat munca și vii să te odihnești, ești trudit. Iarăși o suferință. Cât asta? Până te vei întoarce în pământ, că din el ai fost luat, că țărână ești și în țărână te vei întoarce. Deci suferința este o permanență. Și când zice Domnul Iisus, în lume veți avea necazuri. Asta e o realitate. Suferința este ceva care ne-am cauzat noi, protopărinții noștri care au ales în locul nostru și ne-au transmis nouă alegerea lor și condiția pe care au dobândit-o atunci în relația cu Dumnezeu. Și aici avem aspectele particulare a suferinței. Este moartea. Este despărțirea din pricina existenței noastre în spațiu și timp. Este boala. Este îmbătrânirea. Toate acestea sunt consecințe ale neascultării omului de Dumnezeu. Mă spune-mi, când oamenii sunt revoltați de suferința oamenilor,
împotriva lui Dumnezeu. Cum să, catalogăm această atitudine a omului? Dacă luăm ceea ce am discutat până acum, ar trebui să-și asume această suferință ca fiind ei principalii vinovați. Adică ispititorul, după ce ne-a dus aici, prin și replicurile lui, acum vine cu o altă ispită să punem în cărca lui Dumnezeu relele pe care le facem noi. Dacă ne gândim la toate lucrurile care se petrec în lume, de unde, de ce se petrec ele? Ce vorbesc despre noi ca și oameni? Vorbesc despre răutatea noastră, despre lipsa noastră de pricepere, de înțelepciune. Cine face războaiele? Dumnezeu? Sau noi ne batem între noi? Da, corect. Observi? De acolo consecința a bolii, a morții, a tuturor lucrurilor care noi le-am cauzat. Deci există un loc de unde vine suferința și o împrejurare din care vine suferința. Și este o consecință a neascultării de Dumnezeu. Și asta e condiția umană. Ne-am ales un drum. Toate lucrurile acestea le-a primit omul la pachet în momentul când a făcut alegerea. Acum, dacă revenim la cuvintele cu care a început o, Dumnezeu l-a stârnit pe David să facă numărătoarea. Satana l-a stârnit pe David să facă numărătoarea. S-a sculat împotriva lui Israel și a sculat înfițat. Împotriva lui Israel. Da, așa, mai precis. S-a sculat împotriva lui Israel. Dacă ne gândim la elementul acesta particular, vedem că Dumnezeu nu aduce suferința în viața oamenilor pentru că a hotărât el să-i creeze să sufere, ci trece prin amăgitor lucrurile, Și Dumnezeu nu face răul și nu poate fi ispitit ca să facă răul. Diavolul, știind asta, l-a țățat pe om împotriva lui Dumnezeu, l-a pus în conflict cu Dumnezeu, l-a scos de sub ascultarea lui Dumnezeu, l-a scos de sub protecția lui Dumnezeu și este expus suferințe pe care diavolul a inventat-o și a devenit stăpânul omului. S-a întâmplat ceva care n-a schimbat doar condiția noastră, ci apartenența noastră a schimbat. Suferința noastră este întreținută de stăpânul căruia îi slujim. Acum și o întrebare pentru tine. Dacă lucrurile sunt așa, de ce când mă întorc la Dumnezeu nu sunt scutit de suferință? N-aș ști să-ți dau un răspuns direct. Pentru că dacă suferința ne-o facem noi, ajungem la problema cărții Iov. Iov era cel mai neprihănit. Și până la urmă, în jurul acestui subiect se învârte toată discuția lui cu prietenii lui. Eu trebuie să fi greșit ceva și el spune, nu, am greșit. Atunci mă gândesc că trebuie să mai fie o nuanță pe care până acum n-am cuprins-o în discuția noastră, care explică și de ce nu scăpăm de suferințe când ne întoarcem la Domnul. Nu cumva ceea ce s-a întâmplat acolo în grădina Eden când omul a căzut ne afectează în așa măsură identitatea și natura noastră umană, încât suferința este inerentă, nu poate să nu fie. Nu cumva pământul blestemat în urma căderii noastre creează un context în care suferința nu poate fi evitată. Adică pătrunzând moartea în lume, și moartea fiind o suferință, ea va fi. N-am întâlnit încă niciun om care să nu fi murit niciodată. De fapt, n-am întâlnit niciun om mort care să mai fie pe aici. Dar moartea e
un eveniment aproape de 100%, aproape de 100% gândindu-mă că la venirea Domnului Iisus, noi vii, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi schimbați într-o clipă din ochi și atunci nu vom gusta moartea. Asta e o mică probabilitate să apucăm momentul acela sau o mare probabilitate, dar dintre mulțimea oamenilor de pe pământ, puțini vor fi aceia care vor beneficia de momentul acela care îl așteptăm și noi. Aș vrea să fim mai particulare, pentru că practic afirmația centrală a celor spuse până acum e faptul că suferința ne-am făcut-o noi. E o consecință a păcatului și un lucru normal al vieții. Însă atunci când ajungem în cuptorul încercărilor, atunci când ajungem la locul suferinței, niciodată nu gândim în termenii ăștia sau prea puțin gândim în termenii ăștia și spuneam de Iov, uitându-mă la exemplul lui, avem acolo o imagine a discuției din ceruri cu Satana și Dumnezeu, dar Iov nu are nicio problemă cu Satana, nici nu-l pomenește în toată plângerea lui. Chiar spune într-un verset, pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit. El acoperă ochii judecătorilor, de nu el. Apoi cine altul? Da, și mai zice și asta, că și răul vine din mâna lui Dumnezeu. Da, ce primim de la Dumnezeu, bine să nu primim și răul. Da. Deci, și dacă nu el, cine? Da, asta era concluzia. Da. Mm-hmm. Și atunci, în mai multe dăți, Iob discută cu Creatorul. N-are nicio problemă că mai este un antagonist care... Pentru că ce știa Iov din moment ce nu are o problemă cu diavolul? Îi limpede că Dumnezeu este desăvârșit. El creează toate lucrurile și nu se poate să întâmple ceva să nu știe. Faptul că știe nu înseamnă că a determinat lucrul respectiv. Faptul că știe că un om va face rău nu înseamnă că el a determinat pe omul acela să facă răul. Faptul că Dumnezeu știa că diavolul va veni și îl va ispiti pe om și îl va birui nu înseamnă că Dumnezeu s-a făcut vinovat de călcarea poruncii. Și cum vorbeam data trecută, toate lucrurile acestea, ca să înțelegem că Dumnezeu e de temut. Când a venit ispititorul, Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere, vai, că mi-a stricat planul. Că uite ce-a făcut din omul ăsta. Eu l-am făcut frumos și uite ce urât l-a făcut. Dumnezeu nu se lamentează. Pentru că pe el nu-l ia nimic în surprindere. El e suveran în orice împrejurare. Și eu cred că suferința își are originea în întâmplarea aceea din Eden, o fi început mai dinainte prin ascultarea unei alte ființe de Dumnezeu, a unui heruvim strălucitor care a devenit diavol. Dar aceste lucruri, deși sunt înfiorătoare în sine, nu fac altceva decât să scoată în evidență ceva din măreția și frumusețea lui Dumnezeu, pe care nu există nimic să scoată din tiparele lui, să-l facă altceva decât este, să-i perturbe dragostea față de ființele create. Dimpotrivă, înțeleg uitându-mă la întâmplarea asta și la realitatea aceasta, că Dumnezeu care nu a intervenit să-l oprească pe Satana, să-l ispitească pe om, în felul acesta, fiind faptul că s-a retras din scenă să lasă să facă ce vrea, să-și facă lucrarea de ispitire, îmi spune că el e cel care a aprobat să apară suferința între oameni.
Dar asta nu îi absolvă pe oameni și nu îi eliberează de vinovăția lor. Ei sunt vinovați. Foarte interesant că în cazul lui Iov, discuția despre Iov nu o stârnește Satana. Și în traducerea din engleză, l-a luat în considerare pe robul meu Iov. Interesantă observație. Adică te-ai ocupat un pic de el. Da. Ca și cum îl provoacă Dumnezeu, da? Uh-huh. Are nuanța asta în traducerea engleză, da. Și cred că e corectă. Pentru că acuzația satanei este, păi, sigur că te slujește Iov, pentru că e dat, e prosper, e cu vază, e pe val. Toată lumea tace înaintea lui când ia cuvântul. Și înseamnă că tot ce se întâmplă lui Iov e produs de Dumnezeu. De aceea Iov are problema cu Dumnezeu, nu cu Satana. Pentru că e ca și cum am crede că Iisus, ca să ne răscumpere, o trebuie să-i plătească diavolului cu sângele lui. Și ne-o cumpăra de la Satana, că sunt unii care așa zic. Nu, Dumnezeu rămâne suveran. Și deasupra tuturor lucrurilor și când este de vorba de suferință. Dar nu vom dezlega misterele lui Dumnezeu. Observăm lucrurile acestea. Și eu cred, fiule, că cel mai bun lucru pe care l-avem de făcut este să ne smerim înaintea lui. Să vedem ce înseamnă suferința și ce produce ea, să producem cât mai puțină suferință altora. Să ne păzim pe noi înșine de a face lucruri care să-L dezonoreze pe Dumnezeu, să rămânem în ascultare de El. Și poate că vom discuta despre alte aspecte ale suferinței, pentru că după cât te înțeleg eu, tu, dacă te-ai pocăit, vei suferi mai mult și vei avea suferințe suplimentare decât alții care nu au făcut-o. Dar altele nu te vor afecta în măsura în care te-au afectat înainte de a-L cunoaște. Și asta e minunea. Există o suferință de dragul lui Dumnezeu care poate merită să povestim. Da, Richard Vorbean spunea într-una din predicile sale, suferințele vin de la diavol, dar este un Dumnezeu care este peste toate. Iar n-a lăsat să se întâmple lucruri care nu sunt de folos sufletului meu, că El a spus că toate vor lucra împreună numai spre bine. Și dacă vine o suferință, trebuie să fie spre bine. Cum comentezi această afirmație? Da, mi se pare evident ceea ce spune. Adică el zice că suferințele vin de la diavol. Adică el le produce, dar indirect. Le produce prin faptul că ne-a dus într-o natură și într-un context în care astea sunt. El e autorul răului până la urmă. Da. El e autorul, evident. Dar minunea mare... E autorul răului cu acceptul nostru. Cu aprobarea noastră. Exact, el e autorul și noi am acceptat. El ne-a vândut pontul și noi l-am luat. Da. Uite, putem fi ca Dumnezeu fără mare efort. Dar toate acestea, de fapt, ne îndreaptă privirile spre Dumnezeu, care este desăvârșit și suveran și care își desfășoară planul în ciuda uneltirilor și împotrivirii diavolului. Și până la urmă, tot ce se întâmplă sunt factori care concură la împlinirea planului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu sus în cer și pe, jos pe pământ și face tot ce vrea. Pentru că înaintea lui duhurile cad în leșin. Și nu există nimeni și nimic să se poată împotrivi. Și toată împotrivirea diavolului este ceva ce îl frustrează enorm. Că după ce a încercat să distrugă și să prăpădească, vede că n-a făcut altceva decât să ducă la împlinirea planului Dumnezeu după cuvântul din Scriptură, că Dumnezeu a făcut toate lucrurile cu un scop și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Dumnezeul nostru, în bunătatea Lui, lasă ca orice lucru, chiar și cele mai grele din viața noastră, să lucreze spre binele nostru. Și paradoxal, înțelegem altfel sentimentele bune, bucuriile,
răbdarea, dragostea, înțelegând și aspectele negative. După cum zice o poezie interesantă a lui Radu Gir, n-ai lăuda de n-ai ști să blestemi, surât numai a cei care suspină. Azi n-ai iubi de n-ar fi fost să gemi, de n-ai fi plâns, n-ai duce în ochi lumină. Și dacă singur rana nu-ți legai, cu mâna ta n-ai unge rând străine, n-ai jindui-o după un colț de rai, de n-ai purta un strop de iad în tine. Că nu te înalți de jos până nu cazi, cu fruntea în pulbere amară și de reînvii în cântecul de azi, e că ai murit în plânsetul de seară. Toate aceste lucruri, Dumnezeu este suveran și ne învață prin această suferință, care noi ne-am făcut-o, că putem să ajungem la desăvârșire. Până data viitoare, vă doresc zile bune cu cel care poate să vi le dea așa.